Salutare prieteni, vă prezint acum Valkyrie Turbo, este o lanternă de pistol pe baterii, cu funcționare pe baterii, similară cu PL3, dar este cu o tehnologie nouă de iluminare, LEP, este sursa de lumină, este un laser. Bineînțeles, nu este un punctator laser, adică nu este interzisă, nu este pentru, nu este un dispozitiv de ochire, da? E o lanternă. Sursa de iluminare de data asta nu este LED, ca în cazul lanternelor obișnuite, observați. Da? Este o tehnologie nouă, foarte scumpă, o regăsim în cazul unor mașini foarte scumpe, flagship-uri, premium, da? Foarte focalizată, da? Ca să observați diferența, bineînțeles punctul ăsta, o să filme și afară ca să vedeți, da? Ca să vedeți diferența, da? Care sunt avantajele acestei tehnologii, dezavantajele le-am spus, scump, așa. Scump premium, dar în anumite situații banii nu au valoare. Deci, așa, ca avantaje avem o, uitați, haideți să vă arăt așa. Na, dreapta avem o lanternă pe LED, da? Normal, adică avem un 1300 de lumeni cu o distanță de iluminare de 225 de metri. În stânga avem tehnologie LEP, adică pe bază de laser, e un laser alb ce creează această lumină și cu doar 250 de lumeni, da, reușește să atingă 530 de metri. Ce înseamnă asta? Pe lângă distanța care e foarte mare, pentru dimensiunea asta foarte mică, da? Totuși sunt sute de metri, da? Ok. Doi, este autonomia, pentru că cu cât avem nevoie de mai mulți lumeni, normal, consumă mai mult, consumul energetic e mai mare. Da? Din cauza asta este o tehnologie care sper eu, de mulți ani sper, dar văd că au început de-abia acum, există pe mașini de niște ani, dar acum ușor, ușor văd că începe să devină accesibilă, sper să devină mai accesibilă, da? O autonomie mare, nu se încinge foarte tare, se încinge și asta, dar este net superior unui LED. Să vă arăt puțin și mai de aproape. Da? Observați, piesa e prinsă cu două imbusuri aici, aceasta. Se poate schimba în pachet, mai este una puțin mai groasă. Sistemul de prindere. Da? Se apasă ca să se introducă. După ce o introduceți pe șină, se face asta. Deci prindere rapidă. Aici merge cu baterii, două baterii CR, 1, 2, 3, da? Pac, pac. Cam așa arată lanternuța. Ca și mărimea ați văzut, s-o țin. Apropo, astea sunt mănuși mechanics, sunt chiar niște mănuși tactice, High Dexterity, este modelul 0.5, cu piele, le găsiți, tot noi le importăm, toate mănușile de la mechanics, le găsiți pe site-ul kapapro.ro, profesioniștii știu despre ce e vorba, e ceva ce alții nu fac, foarte multe modele, foarte mișto, mai ales pe segmentul tactic, e ceva vis ce e acolo. O să las și un link în descriere, kapro.ro, capa de la kilogram,
Da? Sistem de prindere, cam asta e diferența între cele două. În fine. Da? Sistemul de prindere este unul rapid, bine cunoscut de la Olight. Da? Apăsăm aici. Și în Weaver Picantini se poate pune pe pistol, avem sau arme, orice are și în Weaver sau Picantini. Avem două, asta este piesă pentru Glock, scrie pe AGL, cealaltă este puțin mai lată pentru celălalt tip. Să le schimbați totuși, că asta practic, asta de la Glock va intra oricum în ambele, dar e mai bine să fie piesa exact cât șanțul șinei. O să vă arăt imediat cum vine. Da, asta este un pistol airsoft. Da, nu are încărcător, nu vedeți. Este un pistol de jucărie. Da, l-arăt ca să nu... Că există unii oameni mai sensibili. Se apasă, da? Se prinde pe șină, da, cu... Uite. Nu merge pe asta, pe asta, dar aici merge, din față. Da? Deci am fixat-o, am luat mâna și apoi o strâng. Foarte simplu. Pac, lanterna s-a fixat. Asta e la mână. Din păcate nu este reglabilă. Adică nu pot regla distanța asta. Da? O lanternă de pistol ce bate 530 de metri. Atât de compactă. Da? Nu știu dacă mai există ceva pe piață în momentul ăsta la caracteristicile astea. O altă caracteristică foarte, foarte importantă este că lumina asta de tip LEP, laser, nemai folosind lupă, da? Oglindă, alte optici, da? Este o lumină directă. Ce înseamnă asta? Că ea când pleacă de la sursa de lumină, da, de la, se duce într-o singură direcție, de asta reușește să fie și foarte concentrată, da? Pe când la cealaltă, chiar dacă pare acolo concentrată, ea e în multe direcții. E, asta se traduce în real life, se văd foarte, foarte bine detaliile, extrem de bine cu o lumină de tipul ăsta. Deci, și asta este foarte important în domeniile profesionale, da? Să vezi detaliile, deci totul se vede impecabil, o să vă arăt afară, o să încerc să filmez. Da? Asta pe masă aici ce pot să vă arăt, uitați-vă puțin la umbră, da? Eu o țin la aceeași distanță, da? Priviți umbra pe masă, da? Cât de bine e conturată și acum o să luminez cu cealaltă de la aceeași distanță. Da? Vedeți cum e, nu știu dacă prinde pe cameră. Da, este blurat așa, e umbra, mă refer. E, asta înseamnă că, da, vedeți, este perfect conturat. Înseamnă că totul se va vedea extrem de bine. Dar nu mai discut acum, o să vă arăt afară cu, pe niște copaci. Deci cam ăsta este Olight Valkyrie Turbo. Prima lanternă de pistol sau armă cu tehnologie LEP. Sper să continue Olight direcția asta, mie îmi place foarte tare. Au mai introdus tipul ăsta de lumină la niște lanterne mari, dar aș vrea să le văd la toate cele din segmentul profesional unde avem nevoie de lumină concentrată, pentru că ăsta e un al doilea dezavantaj. Dintr-o sursă de asta punctiformă de tip laser, nu poți să faci o lumină dispersată, e clară treaba, sau zone mari, sau, na, ăsta e dezavantajul. Dar acolo unde avem nevoie de lumină perfect concentrată, să nu deci să lumineze exact acolo unde e arma, asta este soluția câștigătoare, 100%. Vă mulțumesc și urmăriți filmările de noaptea.